prin această platformă GovIT Hub, care se dorește a fi o platformă care să reunească oameni care au curajul și care vor avea curajul să facă o pauză, să spun așa, în activitatea lor profesională sau în business-ul lor din sectorul privat și să vină să dea o mână de ajutor în administrație pentru a găsi soluții inovatoare în a rezolva anumite probleme și pentru o mai bună funcționare a administrației și pentru a crește, și pentru o creștere a calității serviciilor pe care administrația românească le furnizează cetățenilor, pentru mai multă transparență și în modul de lucru administrației și mai ales pentru a putea continua procesul de simplificare pe care l-am început. Sigur, procesul de simplificare ține în parte și de legislație, de simplificarea legislației, dar nu e suficient, pentru că ne-am dat seama că foarte multe lucruri birocratice au apărut în afara legislației și acum trebuie să venim cu legislație ca să eliminăm lucruri care au fost introduse fără să existe baza legală pentru asta.